Despre autostrada A8 vom putea discuta poate începând cu anul viitor. În schimb, autostrada A7 se apropie cu pași mari și rapizi de Pașcani. Utilajele constructorului au ajuns pe primele sectoare din județul nostru. La Mircești deja s-a decopertat terenul, s-au montat proiectoarele astfel încât să se poată lucra și pe timpul nopții. Îmbucurător este că pe raza județului Iași, autostrada A7 se lucrează pe toate loturile. Pe o parte din loturi se decopertează pământul vegetal, imediat se pune balastul, apoi pe altă parte se pune balastul stabilizat. A fost promulgat decretul de expropiere, iar Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră a primit banii pentru despăgubiri. Traseul A7 trece printr-o anexă a unui cetățean din Mogoșești-Siret și pe lângă Biserica Sfântul Nectarie din Pașcani. Dar s-a găsit rezolvare și pentru aceste situații. Deocamdată nu se lucrează la nodul turbionar care va face legătura între A7 și viitoarea autostrada A8. Pe site-ul CNAIR, data estimată pentru terminarea lucrărilor pe tronsonul Bacău-Pașcani este ultimul trimestru din anul 2025. Am mai spus și eu repet, sunt convins că la sfârșitul anului 2025 vom merge spre București pe autostradă. Valoarea lucrărilor este cifrată la peste 1,63 miliarde de lei fără TVA, iar constructorul este convins că va termina lucrarea înainte de termen. În paralel, autoritățile de la București fac eforturi pentru grăbirea procedurilor în ceea ce privește autostrada A8.